Bună, dragilor! Sunt Bianca Poptean și astăzi o să avem un plan să discutăm despre emoțiile copiilor. Cum le gestionezi? Alături de mine este Otilia Mantelers, lider Hand in Hand Parenting în România. Bună, Otilia! Bună, Bianca! Spune mai întâi ce înseamnă acest Hand in Hand Parenting. Hand in Hand Parenting este numele unei organizații din America care a apărut acum 35 de ani aproximativ și care a dezvoltat o metodă de a fi aproape copiilor noștri, dar și de a ne întoarce către noi, care funcționează foarte bine. Deși nu-mi place mult cuvântul funcționează, asta e realitatea, că mergând pe această metodă, parcurgând cele 5 instrumente, care sunt toate foarte naturale și care sunt susținute de neuroștiință, avem o relație mai bună cu copiii noștri și ne orientăm mult mai mult către persoana noastră. Voiam să te întreb în ce constă această metodă, dar da, cred că este vorba, pentru că ai spus că sunt cele 5 instrumente, da. Uh-huh. Este vorba și e descrisă metoda și cele 5 instrumente în cartea care tocmai a apărut la editura Humanitas, nu? Da. În colecția Humanitas Parenting, pe care tu o coordonezi, uh-huh. Ascultă-ți copilul, 5 instrumente simple pentru provocările cotidiene ale părinților. Da, este vorba de această carte de care spui tu, despre care mă bucur mult că a apărut la noi în țară, la editura Humanitas. E o carte scrisă de Patty Wiffler, fondatoarea organizației, și Tosha Shore, unul din lead instructor de la noi. Și cele cinci instrumente descrise în prima parte a cărții sunt 4 pentru copii și 1 pentru părinte. Cele 4 pentru copii sunt timpul special, 1-la-1 cu copilul, al doilea jocul, ascultarea prin joc a copilului, al treilea cum punem limite, că vorbeam un pic mai devreme de limite, și al patrulea cum ascultarea profundă a emoțiilor grele, a țipetelor, a furiei copilului, a plânsului copilului. Astea sunt cele 4 instrumente pentru copii în relația noastră cu ei. Și al cincilea este acel instrument pentru noi, se cheamă parteneria de ascultare și presupune ca doi părinți să se asculte reciproc un anumit interval de timp. Nu doi părinți, doi parteneri, ci doi părinți de copii diferiți. Da, chiar se recomandă să nu fie partenerii cuplului. Am înțeles. Păi, aș vrea să vorbim în primul rând, că ai menționat mai devreme plânsul copilului. Uh-huh. Acolo emoția este foarte puternică, da, și copilul izbucnește în plâns având sau poate neavând motiv. Da. Cum reacționăm noi ca părinți într-un astfel de moment? Cred că important este să ne amintim acele momente în care copiii noștri nu au motiv de plâns. Cel puțin nu au un motiv vizibil pentru noi. Pentru că ei întotdeauna au un motiv, doar că ei nu știu care este. Nu-l pot identifica. Nu-l pot identifica, exact. Ce se întâmplă este că în sistemul nostru limbic, al creierului, deci în centrul nostru emoțional, sunt adunate tot felul de emoții dificile, grele, cum ar fi furie, teamă, neputință, frica de a pierde ceva de-a lungul timpului. Un bebeluș din burtă are adunate astfel de emoții. Un bebeluș din burtică are adunate emoții și de la mine, ca mamă, care îl port, și de la tată, și din neam. Deci un copil când vine pe lume, vine deja încărcat. Da. Exact, cu o încărcătură emoțională foarte mare. Și atunci, dacă un copil de 3 ani plânge foarte tare pentru că jucăria nu stă pe pat și stă pe scaun, pentru noi, ca părinți observatori, nu e un motiv. În schimb, el, pentru că nu știe ce bucățică din creierul emoțional plânge, el trebuie să inventeze un pretext. Că înghețata e albastră, că paharul nu e bun, că vreau un iPhone 7 în loc de iPhone 5. Da? Deci ei tot timpul se agață de niște, ca și noi, ca adulții. Și noi ne luăm de temirce pretexte ca să putem să ne înfuriem și să ne exprimăm furia. Când de fapt cauza este cu totul alta. Da. Și uneori e foarte greu să ajungi la ea. Noi putem, ca și copiii noștri, noi putem să ajungem la ea dacă suntem ascultați. Așa, revenim. Deci da, copilul plânge, noi, după ce citim cartea asta și vorbim cu tine, ne dăm seama că de fapt nu este cauza pe care copilul o spune. Da. Trebuie să vorbim cu el, nu? Trebuie să aflăm care e cauza adevărată. Cum îl facem în primul rând să se oprească din plâns? Da. Hand in Hand Parenting spune că e bine să nu reparăm situația, pentru că dacă el plânge pentru temirce motiv, da, atunci el de fapt
folosește pretextul pentru a se elibera de ceva. Există situații în care copilul plânge pentru un motiv foarte bine stabilit, că s-a rupt o jucărie, că și-a pierdut stiloul, că s-a lovit. Atunci, dacă ai observat, ne e mai ușor să-i ascultăm. Da. Și să spunem, uite, sunt aici, văd că te doare, sau of, era penalul tău preferat și l-ai pierdut. Da? Deci astea sunt situații ușoare. Dar când el plânge pentru un pretext greu de acceptat pentru noi, aici e provocarea. Și atunci ne ajută să știm, ok, el și-a ales un pretext. El plânge, habar nu am de ce, nici el nu știe. Eu ce pot să fac este să accept această manifestare, pentru că plânsul este un mecanism de eliberare a acelor emoții. Și atunci eu știu, ok, ăsta este plânsul lui, dacă pot să-l ascult, îl ascult cât pot eu, da? Nu cât are el, poate el are nevoie să-l ascult 2 ore și eu nu pot. Da. Pentru că un plâns al copiilor ne activează și pe noi emoțional. Da. Da. Deci el are nevoie să fim lângă ei cât mai centrați, cât mai ancorați, să fim pentru ei și să-i ascultăm. Asta au ei nevoie. Deci îl lăsăm să plângă. Da. Îi lăsăm să se elibereze, da, spunându-i în același timp cu calm și blândețe că suntem lângă ei, da, și dacă vor să ne spună ceva, suntem, da, acolo, dacă nu, să plângă în continuare. Da. Dar să nu perceapă faptul că îi lăsăm să plângă ca un dezinteres din partea noastră. Da, pentru că ideea este că noi le permitem să plângă, dar noi rămânem fizic lângă ei. Deci ei plâng că nu le place ceva și atunci eu nu pot... Ce făceam eu cu câțiva ani era să-mi dau cu presupusul. Tu spui că plângi pentru că nu ai primit suc, dar tu de fapt plângi pentru că tati n-a fost aseară acasă, nu că a venit târziu și nu l-ai văzut. Și el se uita la mine și nu identifica motivul ăsta. Zice, stai mamă, că nu e adevărat. Și atunci eu îmi tot dădeam cu presupusul și mi-am dat seama că nu e bine. Eu trebuie doar să, dacă el plânge pentru că nu-i place, nu-i place supa, ăsta e motivul pe care mi-l dă. Și eu îi spun, of, îmi pare rău că nu-ți place. N-am alta acum. Da, deci dacă vrei să mănânci, da, mănânci. Exact, dacă nu mănânci, dar eu te ascult să-mi spui cât ești tu de supărat că nu-ți place supa, că mama nu e bună să facă supă. Deci încerc să nu iau personal și doar să-i fiu alături în drumul ăsta al emoțiilor lui. Și ale liberărilor. Și ale liberărilor. La fel și la crizele de furie sau poate crizele de agresivitate? Da, asta e o întrebare bună. Deci crizele de furie, eu am observat așa că dacă ar fi ca noi să dăm sonorul pe mut atunci când e o criză de furie, ce vezi în fața ca expresie pe fața copilului este disperare. E așa. Știi? Da. Așa. Ei, dacă aș vedea doar imaginea asta, mi s-ar face milă de el. Dar eu, pentru că aud sunetul și pentru că situația, conflictul a pornit de la un motiv banal, eu sunt foarte, foarte frustrată și spun, cum? Păi eu am făcut toată ziua ce-ai vrut tu, ți-am dat ce-ai vrut tu, nimic nu-i de ajuns. Dar, de fapt, criza asta e pornită pentru că el are ceva mai vechi care trebuie să iasă. Acum, dacă este și cu agresiune, cum ai spus tu, mă feresc de agresiune. Încerc să-l opresc ținându-i mânuțele. Dacă unii copii se agresează chiar pe ei, da, și atunci îi opresc și atunci făcând, din agresiunea către sine. Deci opresc toată agresiunea. Și spun, nu poți să te las să mă lovești, nu poți să te las să distrugi patul, nu poți să te las să-i rupi jucăria surioarei tale și așa mai departe. Am înțeles. Deci ai spus că mai întâi îl oprim și apoi încercăm să și ascultăm. Să ascultăm. Care sunt beneficiile ascultării? Da, asta e. Beneficiile ascultării, cred că cel mai important beneficiu este acela că eliberează creierul, dar și corpul. Ne eliberează de un stres foarte mare. Ne simțim mai ușurați, ne simțim mai, nu știu, mai liberi, ne simțim cu... și se face loc pentru bucuria de viață. Deci chiar dacă, să spunem că majoritatea dintre noi n-au niște vieți liniștite, fericite, da? În schimb, eliberându-ne, se face loc pentru mai multă inteligență, pentru mai multă planificare, pentru ne dă un alt fel de insight după ce suntem eliberați, după ce am tras un plâns bun. Da, e perioada aceea de calm și apoi cumva vezi lucrurile diferit, exact. Ai o altă perspectivă. Chiar dacă nu se schimbă. Da, da, doar că îți dai tu voie să le vezi diferit. Să le vezi diferit, da. Deci, practic, trebuie să ajungem la calmul acela de a putea să-i ascultăm, da, și să înțelegem că ascultându-i, de fapt, ne facem și nouă înșine un bine. Un bine.
Numai că ce se întâmplă, așa e, deci cum spui tu, dacă noi ascultăm pe ei, ei sunt mai fericiți după aia, sunt ca niște îngerași, relația noastră e mai strânsă, noi ne simțim mai bine cu noi înșine că am făcut ceva bun și noi părinții avem nevoie să ne simțim părinți buni, avem mare nevoie de asta. Ca și atunci când eram mici, aveam nevoie să ne simțim copii buni. Deci e același lucru. Doar că e greu să-i ascultăm dacă noi nu suntem ascultați. Adică poți să o faci odată, poți să o faci de două ori, dar după aia se duce, ți se golește ție paharul. Vrei să spui că dacă nu suntem noi ascultați de copil sau ascultați de partener sau de adulți? De adulți. Deci trebuie să avem și noi, este ca un lanț al ascultărilor. Da, deci putem să ascultăm copilul dacă și noi avem un prieten de încredere sau, cum ai spus tu, ascultarea între părinți, da. Să putem să avem pe altcineva care să ne asculte problemele, mă rog. Da. Deci trebuie să avem grijă, stai așa că înțeleg, noi trebuie să avem grijă, să avem pe cineva un fel de confesor căruia să putem să-i povestim, cu care să putem să practicăm această ascultare ca să putem la rândul nostru să ne ascultăm copiii atunci când sunt în astfel de momente și de fapt au nevoie să fim acolo lângă ei. Da, asta e. Lanțul ascultărilor e un titlu foarte bun pentru ce vrei tu. Da. Da, deci asta este. Noi avem și noi nevoie să fim ascultați. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, ni se golește paharul înțelepciunii, paharul gândării, al răbdării, la tot. Da. Și trebuie să ne umple și nouă cineva. Și această persoană poate să fie ori un terapeut, poate să fie un partener de ascultare pe care îl ascult și eu la rândul meu. Facem fiecare câte 10 minute, să spunem, sau 20 de minute, sau 5 minute câteodată și ofer același lucru în schimb. Poate să fie partenerul, da? Un prieten bun. Un prieten bun, da. Am înțeles. E foarte interesant pentru că, într-adevăr, sunt multe metode de parenting care îți spun că trebuie să fii blând, să fii calm, să fii așa, într-un anumit fel în care câteodată doar roboții ar putea să fie. Adică nu suntem roboți să putem să fim, oricât de mult ne iubim copiii, trecem și noi prin alte experiențe, poate avem alte, nu știu, războaie de dus sau de înfruntat și cumva, oricât de răbdători am fi și cât de blândețe ar exista în noi, sunt momente în care nu putem să fim acolo pentru copilul nostru. Deci, da, ideea este că noi trebuie să avem grijă să putem să avem pe cineva căruia să ne destăinuim ca la rândul nostru să putem să fim alături de copil. Foarte interesantă abordarea asta. Da. Și mie îmi place abordarea asta pentru că eu personal, ori de câte ori am un parteneriat de ascultare, sună ciudat în limba română. Da. În engleză, cum îl denumesc, Patty Whiffler și tot așa, e mai bine, e listening partner și parcă sună mai bine în engleză. Da, da. Oricum, ori de câte ori mă ascultă cineva, nu mă judecă. Eu pot să mă duc la partenera mea și să-i spun, știi ce am făcut astăzi? Am țipat. Am aruncat cu chestii prin casă, copiii s-au speriat, uite ce haos, eu care ar trebui să știu atâtea și uite-te și tu cum fac. Și persoana din fața mea îmi zâmbește cu căldură, da, nu-i nimic. Și eu am făcut asta și mie mi s-a întâmplat asta. Și după aceea... Da, și e, mă lasă și să-mi trăiesc vinovăția, pentru că vinovăția trebuie trăită, pentru că altfel tot apare și vinovăția strică foarte multe lucruri. Deci mă lasă să-mi trăiesc vinovăția și nu-mi dă sfaturi. Asta e atât de important. Și nu mă judecă. Pentru că e atât de ușor să fii judecat. Adică lumea, noi oricum ne judecăm. Suntem experți în a ne judeca. Păi de-aia nici nu stăm să ne destănuim oricui. Pentru că ne este teamă de a nu fi judecat și de așa zisa gura lumii. Dar ce o să spună? Păi cum, cum să-i spun eu că am trântit și am țipat când copilul meu are nevoie de blândețe? Exact. De asta parteneriatul de ascultare are niște reguli. Că nu te judeci, nu dai sfaturi, nu faci referire la ce ai spus. De exemplu, dacă noi avem acum un partener de ascultare și tu îmi povestești ceva, data următoare când ne ascultăm, eu nu te întreb, ok, mi-ai spus că băiețelul tău avea un test la română, ce a făcut la test? Deci nu facem asta. Ca fel de, nu continuăm firul poveștii. Nu, pentru a păstra confidențialitatea și siguranța informației pe care ai spus-o. Da. Și tu faci asta în workshop-uri sau cum? Da. Pentru că acum e prima oară când aud lucrul ăsta de a avea un partener de discuție de genul ăsta. Că de obicei vorbesc așa din experiență proprie cu prietenele mele când vorbesc, își dau cu părerea, își spun, uite, dar eu poate ar fi fost mai bine să faci așa, dacă ai făcut așa, poate că el s-a simțit în felul ăsta și de-aia ți-a răspuns în felul celălalt. Adică ideea de fapt este să nu se dea un feedback real, decât să fii acolo să susții persoana respectivă. Să primești, să conții, asta e rolul, și tu nu ai nevoie să-ți spună. N-ai nevoie, adică mai mult te simți, eu personal, nu știu cum te simți, dar eu mă simt foarte agresată când cineva îmi spune ce ar fi trebuit să fac.
Pentru că nu de asta am nevoie. Eu am nevoie doar să mă asculte cineva. Asta avem nevoie toți în viața de zi cu zi, nu numai în parteneriatele de ascultare. Am înțeles. Deci un fel de, un fel de ascultare necondiționată. Exact. Adică da. Te ascult, nu te judec, da. Nu stau să-ți spun da. Ce ar fi trebuit să faci. Da. Sunt doar aici pentru tine să... Da. Înțeleg. Deci cumva, cam cum ar trebui să fii și tu față de copilul tău. Sunt da. Aici lângă tine, asta nu este. Te judec. Da, asta poți este. Să-mi spui, da. Nu vin după aceea să zic, a, deci ai chiulit de la ora cu tare, păi da. Și stai puțin și ce a zis profesoara și exact. Câte absențe ai făcut și da. Da, ce facem, dacă să mă cheme la școală. Am înțeles, wow, foarte interesant. Deci ideea este că, până la urmă, din ce înțeleg eu din discuția noastră, până în momentul ăsta, este că cheia pentru a fi niște părinți buni este să ne găsim noi la rândul nostru da. Niște parteneri de ascultare, cum spui da. Tu, care să poată să fie acolo pentru noi, da. Să ne asculte, să nu ne judece da. Și noi încărcându-ne așa cu optimism, energie și blândețe, să putem la rândul nostru să nu-i judecăm, să nu-i exact. Criticăm și doar, ci doar să fim acolo lângă copii când au o criză de furie, când dau din picioare, când plâng, să zicem, fără motiv aparent. Exact, asta este esența, ai surprins-o foarte bine. Și cum, unde îi găsim pe oamenii ăștia care pot face asta? Adică, nu știu, cred că ar trebui să inițieze o școală da. De parteneri în ascultare. În ascultare. Nu numai pentru părinți, cred că pentru oricine. Pentru oricine, da, da, da. Da. Eu fac asta la cursurile mele, sunt și alți instructori în țară la noi, pentru că această comunitate Hand in Hand Parenting a crescut tocmai datorită acestui instrument, pentru că, așa cum spuneai, orice tehnică de parenting nu funcționează, funcționează azi, odată, mâine, odată, dar după aia, dacă e paharul gol, nu mai merge nimic și te întorci la ce știi, la instinctul... La instinct sau la ce ai văzut în familia ta, ce ți s-a întâmplat, exact, ce ți s-a, ce e în subconștientul tău, ce ți s-a întâmplat ție în copilărie, cum s-au purtat părinții tăi cu tine da. Și cred că și ție ți s-a întâmplat ca de multe ori, deși ai blamat o anumită, nu știu, un anumit fel de a se purta al mamei sau al tatălui, să te trezești că într-un anumit moment să faci fix același lucru față de copilul tău. Și cu aceleași cuvinte. Și cu aceleași cuvinte și în timp ce spui să zici, wow, sunt exact ca mama. Și nu mă pot opri. Da. Da, am înțeles. Deci ar trebui să găsim, nu știu, să avem, există undeva o listă cu există. Oameni care știu să asculte da. Fără sunt să judece. Niște grupuri, sunt niște grupuri pe Facebook, da, pentru că noi predăm acest fel de ascultare, care ar trebui să fie natural. Dar vezi tu, ce e natural devine acum o tehnică. Adică da. E natural să petreci cu timp cu copilul tău, e natural să-i pui limite, e natural să te joci cu el, dar acum e văzut ca și o tehnică, pentru că nu mai e natural. În societatea da. Din ziua de astăzi. Sau poate s-a pierdut de-a lungul timpului. Ascultarea asta, cel puțin de felul ăsta, între doi oameni, nu e, e mai, o găsești la psiholog. Am înțeles. Și recomand, eu recomand terapia. O recomand foarte mult, împreună cu aceste parteneriate de ascultare. Hai să mai spui odată da. ce ar presupune ascultarea asta, să zicem, necondiționată, da. Sau parteneriatul ăsta de ascultare, pentru că nu toată lumea are timp să meargă la psiholog, da. Toată lumea are poate resurse financiare da. Și măcar să știe că poate face asta pentru un prieten sau da. Pot, nu știu, pot discuta, uite, poți să fii tu partenerul meu de ascultare, nu da. Trebuie să faci asta, asta, asta. Da. Eu ce aș face? Aș lua cartea asta sau m-aș uita pe site, pe site-uri, că da. Se găsesc da, resurse despre ce înseamnă un parteneriat de ascultare. Și o să spun și eu aici în mare, înseamnă că suntem două persoane care pot vorbi la telefon, deci nici măcar nu trebuie să faci atâta efort. Da, da. Ne putem întâlni în parc, într-un loc unde ne putem desfășura da. Emoțional. Și trebuie să învățăm că există aceste condiții. Nu vreau să-mi dai sfat, nu mă judeci, este totul confidențial, chiar și între noi două, deci da. Nu mă întrebi apropo de ce spuneam da. Mai devreme. Și ce mai e foarte important este încrederea pe care eu am în persoana din fața mea că va ști singur, va găsi singură răspunsul. Deci doar dacă după ce se termină ascultarea mă întreabă, dar tu ce părere ai despre asta? Atunci îmi dau cu părerea. Altfel nu. Dacă nu îmi cere părerea, nu îmi dau cu părerea. Chiar dacă eu văd clar că ar trebui să plece de la jobul ăla, uite-te, șeful ăla, uite cum se poartă cu ea, dar trebuie să-i spun. Nu, pentru că ea nu e pregătită și dacă îi spui este o altă agresiune. Am înțeles. Da. Deci doar dacă întreabă persoana respectivă ce crezi sau da. Cum crezi care-i părerea ta? Da. Și atunci trebuie să fim atât de cald și de blând și poate că nu-i momentul să pleci de la serviciul ăsta, dar eu cred că, uite, dacă e să mă întreb, cred, dar tu știi cel mai bine. Tu, da. Eu aș face așa, eu dar nu sunt în locul tău. Da. Am da. Înțeles. Da.
Deci asta ar fi o cheie importantă în a putea fi alături de copiii noștri necondiționat, dacă găsim și noi în altă parte înțelegere de genul acesta. Pentru că eu pot să accept un comportament extrem de ciudat, de nerezonabil al copilului meu, doar dacă cineva m-a acceptat pe mine având un comportament ciudat, nerezonabil. Pentru că altfel, dacă eu nu cunosc acea acceptare, o să fiu falsă. Băiatul meu de multe ori îmi zice, mama, dar tu zâmbești acum? Dar tu, ție nu-ți vine să zâmbești. Și zic așa. Deci de multe ori îl accept fals. Da, ei simt, pentru că normal între noi sunt niște legături nevăzute și ne simțim reciproc copiii, mamele și copiii. Da, foarte interesant și am să rețin lucrul ăsta, poate facem și un articol despre ce înseamnă de fapt parteneriatul de ascultare. Dar să mergem un pic mai departe. Am înțeles și ar trebui să facem în crizele de furie când plânge copilul, dar ce facem, cum putem să îl ascultăm pe copil dacă, eu știu, copilul poate e mai mare, poate e adolescent și nu vrea să ne spună ce se întâmplă la școală, în viața lui, să zicem, sentimentală, dacă a început să aibă o iubită. Da. Cum putem să fim prezenți sau putem să fim lângă el dacă el nu ne spune ce probleme are? Da. Adolescenții și preadolescenții, dar mai ales adolescenții, își construiesc, uite așa, încă o între noi și ei. Motivul principal este că noi ne speriem de cât de repede s-au schimbat și al doilea motiv este că societatea se uită la ei ca la niște copii scăpați de sub control, ca la niște mini-adulți, dar care, vai de capul lor, nu au tehnologia, nu au cu băutura, cu țigări. Deci așa îi vede societatea. Uite-te și tu cum s-a tuns, uite cum s-a îmbrăcat. Și atunci ei își construiesc încă o platoșă în relația noastră. Noi ce trebuie să facem, adică mie ce-mi vine să fac, este să zic, da, vorbește mamă cu tine, vorbește cu mine, spune-mi despre tine că eu sunt aici să te ascult. Și el se uită la mine, dar n-am nevoie să mă ascult. Da, știu eu ce e mai bine să fac, că e viața mea. Exact. Ei, și atunci eu ce trebuie să fac este să intru prin platoșa aia pe care sigur am pus-o și eu, sigur au pus-o și alții, dar n-am ce să fac, că ea e acolo. Dacă nu o văd, e cum e cu parul, cu era o expresie, nu mai țin minte, cu bârna din ochi. Da, nu vezi pădurea de bârna din ochi. Exact. Așa, ei, și atunci eu trebuie să accept că există această platoșă prin care trebuie să mă strecor. Și felul în care mă strecor este fiindu-i alături în acele lucruri în care nu prea sunt. De exemplu, băiatul meu se joacă foarte mult la calculator. Mie nu-mi place. Mie mi se pare o pierdere de vreme. Să mă uit la vlogări, să mă uit. Nu-mi place deloc. Dar eu știu că e lumea lui. O mare parte din lumea lui. Și atunci mă pun lângă el pe scaun și mă uit. Și încerc să nu mă gândesc la nimic altceva. Patty Wheeler îl numește timp special neanunțat. Cu copiii mici vorbim de timp special. Hai să facem timp special. Ce ți-ar plăcea să faci? Băiatul meu fiind adolescent, eu îi spun, hai să facem timp special. Da. Nu mai, că nu mai sunt mic. Ce vrei, să aduc păpușile, să facem nu știu ce? Nu. Și atunci cu el fac timp special neanunțat. Uneori chiar îmi zice el, uite, hai în timpul special să-ți arăt o nouă chestie din nu știu ce joc sau să-ți arăt pe ăla care a vorbit prostii pe vlogul lui sau să vezi ce a mai făcut, tot felul de lucruri din astea palpitante pentru ei. Și atunci eu mă bag în lumea aia pentru câteva minute, pentru cât timp pot eu să suport, cu timpul o să se lărgească această acceptabilitatea mea și încet, încet, doar pentru că eu am intrat în lumea lui care mie nu-mi place, el o să se deschidă. Deci e un proces foarte subtil. Și dacă eu intru în lumea lui și mă uit la băzdăgăniile lui, atunci și încerc și chiar începe să-mi placă, pentru că ideea e că chiar începe să-ți placă. Da, pentru că e ceva nou. Intră în poveste, da. Și intri și tu în poveste. Așa? După aia începe să-ți spună și el despre viața lui. Asta am observat. Dar văd ce am reținut din ce ai spus tu, că tu îi spui, facem timp special, deci cumva i-ai obișnuit că trebuie să existe un timp special între părinți și copil. Da. Deci cumva ai introdus ca o mică regulă, să zicem, sau ca obișnuință, uite, trebuie să facem lucrul ăsta sau nu trebuie, ne place să facem asta. Cum introduci, cum ai spus de timpul special neanunțat, dar înțeleg că exista și un timp special alocat, nu știu, în zi, în săptămână, cu o anumită frecvență. Da. Cum introduci asta de când e copilul mic? Adică să petreci un timp cu adevărat de calitate cu copilul tău.
Timpul de calitate, eu îl văd ca fiind structurat în mai multe feluri. Deși poate părea așa analitic, hai să structurăm, să împărțim timpul, cumva se întâmplă lucrurile așa în realitate, că avem un timp în care ne ducem în parc și explorăm, avem un timp în care gătim, avem un timp în care desenăm, deci tot felul de timpuri din astea, astea sunt toate de calitate. Dar timpul special e un pic diferit, pentru că în timpul acela copilul are controlul. Deci eu îi explic copilului, uite, în timpul ăsta facem ce vrei tu, chiar dacă ce vrei tu nu-mi place mie. Deci facem ce-ți place ție, ce vrei tu, și eu am acum 10-15 minute de atenție în care nu răspund la telefon, nu o să îndrept covorul care s-a deranjat, nu mă duc să beau cafea, deci sunt doar cu atenția pe tine. Pentru că în restul timpului, care nu e special, dar e tot de calitate, eu mai am grijă și de mine, mai mă duc la toaletă, mai spăl un vas, mai aranjez masa, da? Da. Deci timpul special noi îl putem vedea ca pe un fresh de portocale. Un tip exclusiv, de exclusiv, fapt. Da, da, da. Și introducerea lui, adică trebuie să anunț copilul, uite, din momentul ăsta aș vrea să petrecem acest timp, uite, astăzi pot să-ți ofer 10 minute în care să facem ce vrei tu. Da. Cum vezi lucrul ăsta? Adică de la ce vârstă trebuie introdus? Care e frecvența? Cât să dureze timpul ăsta? Eu cu copiii, cu primii doi copii, l-am introdus mai târziu, nu știu, cu cel mare l-am introdus pe la 4 ani, cu cea mijlocie pe la 2, cam așa era diferența între ei, și cu cea mică de când era bebeluș, din prima zi. Deci încă din prima zi eu am avut 10 minute, dar nu pe zi, că nu pot să faci zilnic acest asta timp. Asta vreau să te întreb, dacă poți zilnic? Nu pot zilnic. Nu se poate susține asta? Okay, eu la început, când țineam eu cursuri, ziceam face zilnic, dar nu pot. Că nu se poate. 2-3 ori pe săptămână e o altă presiune pentru părinți. Exact. Vai, trebuie să fac timp special, vai, azi n-am făcut timp special cu copilul meu. Da. Nu. Doar să știm că există, să-l punem în rutina familiei, așa cum avem, de exemplu, un weekend... Când mergem în, nu știu, când mergem la munte, o drumeție la munte, să fie și acest timp special, un pic mai des, dacă se poate. Și putem să facem timpul special și când simțim copilul trist. Atunci are nevoie de un pic mai multă atenție, de un pic de... Îl întrebăm dacă vrea, că poate n-are chef de țopăială sau de ce vrea el. Poate vrea pur și simplu să stăm lângă el. Da, deci trebuie văzut, timpul ăsta special trebuie văzut ca unul din multele instrumente pe care le putem avea. Îl ajută pe el să, primind acea atenție, că de fapt e tot o ascultare, da, primind da. Acea atenție, se mai așează lucrurile emoționale în el. Am înțeles. Și structurează într-un anumit fel emoțiile și, mă rog, trăirile și prin ce a trecut și a fost diferit pentru el. Da, și timpul special mai este, eu îl mai văd ca pe o dovadă a iubirii. Pentru că noi îi iubim non-stop pe copii. Copiii uneori, adică e foarte ușor, foarte ușor pentru ei să piardă sentimentul că sunt iubit, că sunt valoros. Și atunci timpul special, pentru că las totul la o parte, timpul special este, uite-s aici, îmi place de tine, sunt entuziasmat de tot ce faci tu, îmi place tot ce faci tu. Deci îmi adun foarte mult entuziasm, de altfel fac și scurt, că e foarte greu să ai entuziasmul non-stop. Și copilul își reamintește, da, sunt iubit, sunt valoros, sunt frumos. Mă iubește. Da. Cum asculți un copil și cum nu asculți un copil? Eu mă observ de foarte multe ori cum nu ascult un copil. Da. De exemplu, începe copilul să-mi povestească ceva și eu văd că are ciocolată pe la gură, pe aici. El îmi povestește și eu spun, vezi că ai ciocolată pe acolo. Și îl văd așa cum îi se duce fața în jos. Da. Pentru că zic, ia uite mama, în loc să fie atent la ce povestesc eu, la ce s-a întâmplat la școală, pe eu doare că am eu ciocolată pe la gură. Da, sau deci este tricoul murdar sau nu știu ce s-a întâmplat. Deci până la urmă ideea este că atunci când copilul se destăinuie, ca să putem păstra asta cât mai mult timp, că vine preadolescența și adolescența când nu o mai face, deci atunci când se destăinuie să fim trup și suflet acolo și să nu ne lăsăm distrași de, nu știu, alte lucruri. De alte lucruri, da. Și nu se mai simte, nu îi ascultăm atunci când ne dăm cu părerea, când le facem morală, pentru că noi cel puțin de la grădiniță încolo, așa până la facultate, copiii noștri mai fac prostii. Da, și așa atunci, exact, și ori atras ăla un pumn altul,
și auzim lucrurile astea. Ei, nu îi ascultăm în momentul în care le tot punem întrebări, dar de ce ai făcut, dar cine a dat primul, dar ce a făcut? Nu, el are nevoie să fie ascultat. Mamă, s-a întâmplat ceva grav, mă ceartă profesoara, mama lui băiatul ăla e supărată pe mine, ce mă fac? Da. Și noi trebuie, că nu putem, e foarte greu, dar încercăm să le ascultăm disperarea lor că sunt într-o situație grea. Și cumva să ai grijă să le spui sau să înțeleagă că ești acolo, că îi sprijini, dar în același timp să înțeleagă că nu a fost un lucru care ar trebui să se mai repete, dar fără să-l cicălești, fără să-l judeci și fără să-l... Da. Este oare o soluție să spui, uite, eu aș face asta? De exemplu, pe mine copilul meu m-a sunat la un moment dat și m-a întrebat, mi-a spus că toți copiii din clasă vor să plece de la o anumită oră și că el ce să facă. Uh-huh. Și eu am spus, uite, din experiența mea, îți spun ce mi s-a întâmplat mie. Mie mi s-a întâmplat că în ultimul moment toată lumea s-a răzgândit, am plecat doar 5 fete, să zicem, și nouă ni s-a pus absență și eventual s-a și discutat să ne dea o notă mai mică la purtare pentru că am fost singurele care am plecat. Eu, de exemplu, n-aș pleca, aș rămâne să dau testul, chiar dacă iau 4 la test, la test asta este decât să risc o notă mai mică la purtare. Adică am stat cumva din experiența mea. Și într-adevăr, mă rog, în cazul respectiv așa s-a și întâmplat și n-au mai plecat și dacă ar fi plecat, nu știu ce s-ar fi întâmplat și așa. Este asta am stat și m-am gândit, este asta o soluție să le spui, uite, eu îți spun ce am făcut eu sau ce aș face eu, dar tu faci cum crezi exact. Tu. Exact. Mie mi se pare așa de important ce ai făcut tu cu băiatul tău atunci, pentru că relația este un schimb de povești. Dacă eu nu-i spun nimic din ce cred eu, de multe ori copiii te-a întrebat, deci el asta ți-a cerut, nu a zis, ia să vedem noi, oare o fi bine. Nu, el nu vrea să audă. Că e bine sau nu e bine. Nu, el nu vrea să audă, faci cum crezi tu, mami. Eu sunt alături de tine orice. El voia fix asta să audă. Și el, după asta, probabil că ți-a spus, mamă, hai că ai avut dreptate. Da. Au plecat după aceea, s-au întors și dacă am fi plecat, am fi fost doar 3-4 care plecam. Și chiar dacă n-ai fi avut dreptate și ar fi venit să-ți spună, of, de ce te-am ascultat, tot e bine că ai împărtășit din experiența ta. Copiii sunt foarte, foarte curioși și când vin să ne întrebe, e un semn că au mare încredere în noi și că au nevoie să audă o părere. Că uneori ei nu știu, chiar dacă sunt adolescenți, ei nu știu ce au de făcut. Uneori chiar nu știu și ne văd pe noi ca niște persoane mai competente care să le pun o limită. Da. Apropo de limite, știu că este unul dintre cele 5 instrumente despre care ai vorbit la început. Cum este? Cât punem limite, cât le ridicăm, când le revocăm, când le punem din nou? Cum facem cu limitele? Sunt necesare, nu-i așa? Da. E o dovadă de iubire până la urmă și punerea unei limite. Este o dovadă de iubire. Și aici aș da un exemplu, ca să vedeți că ei vor limite. Mi-a spus odată fetița mea, de ce m-ai lăsat să mă duc în vizită la prietena mea? Pentru că m-ai lăsat și uite, pentru că m-am dus la ea duminică seara, n-am mai avut timp cu tine. Și eu atunci am întrebat-o, dar tu de ce? Că tu știai lucrurile astea. N-am putut să mă opresc. Și e important să înțelegem acest n-am putut să mă opresc. Pentru că poate să pară, Doamne, la copilul ăsta nu știe ce-i cu el, nu se poate controla. Nu e așa, pentru că nici eu nu mă pot opri când vorbesc ca mama sau ca tata, nici eu nu mă pot opri când țip. Și atunci am nevoie să vină să mă oprească cineva. Pentru că, de ce nu mă pot opri? Pentru că mi se oprește cortexul prefrontal care m-ar ajuta să mă controlez. Deci de-aia copiii noștri au nevoie de limită, că și lor li se oprește cortexul prefrontal atunci când sunt foarte multe emoții, se face aici un vulcan în sistemul limbic și se oprește totul. Așa suntem noi ca ființă umană. Nu mai gândești, nu mai iei decizii bune, nu mai faci nimic. Și atunci, în momentele când se închide cortexul prefrontal, copilul are nevoie, hei, puiu, uite, am pus gardurile astea aici, nu mai poți să pleci. Chiar dacă te poți să te superi, să dai din picioare, eu știu, acum tu nu poți să gândești, nu poți să-i spui așa. Da, păi asta spun. Nu poți să-i spui așa, dar eu asta știu, nu poți să gândești acum și eu ca adult trebuie să opresc ce se întâmplă.
asta e datoria unui părinte. Părintele nu e prieten cu copilul, părintele e părinte. Asta este o altă teorie, că da, s-a vehiculat în una dintre teoriile parentingului să fii prieten cu copilul tău. Cumva generația noastră fiind influențată de felul de parenting, dacă putem să spunem așa, al părinților noștri. Da. Da. Și pentru că noi am fost, să zicem, mai mult sau mai puțin abuzați sau mai strict sau mai puțin strict coordonați, ghidați, supravegheați, ne-am dorit ca să le oferim copiilor noștri așa o libertate mai mare și să le fim prieteni și să nu le impunem prea multe limite, dar există și un revers al medaliei, evident, că cu cât nu pui limite, cu atât ți se va părea că libertatea asta este normală și în momentul în care vrei să intervii, deja nu mai poți interveni pentru că e prea multă libertate. Da. A fost foarte drăguț. Am o doamnă învățătoare a băiețelului meu cel mic, care a terminat și psihologie, îmi spunea că în discuțiile cu fata dânsei, adolescentă fiind, discutându-se și certându-se pe aceste limite, dar de ce trebuie să, cine ești tu să-mi spui mie ce să fac, dar de ce trebuie să-mi spui tu să nu mă duc la acel concert și așa mai departe, a spus, da, dar eu nu vreau să crești ca o buruiană, pentru că dacă eu nu-ți impun limite, vei crește ca o buruiană. Așa, uite, vreau să crești frumos, vreau să fii, nu știu, la sfârșitul adolescenței, când vei gândi altfel, să-ți dai seama că limitele astea au fost de fapt o dovadă de iubire. Da. Eu cunosc foarte mulți părinți, adulți, care spun, eu n-am avut limite, dar părea că nu le pasă de mine. Exact. Și că lipsa limitelor este de fapt o lipsă de iubire. Da. Așa și de copiii. Da, pe da. Când pentru noi, de multe ori, eu mă observ pe mine că mi-e teamă să le pun limite copiilor ca să nu se supere pe mine. Da, da, da. 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 Deci până la urmă și limitele sunt evident niște limite rezonabile, niște limite care să se încadreze în bunul simț, adică lucruri care să eventual putem să negociem limitele astea, nu-i așa? Exact. E important să ne negociem, să spună și el, da, poate că nu vreau să mă cul la 10, mă cul la 10 jumate sau lucruri de genul ăsta. Așa începem, deci exact așa începem. Facem o regulă în care el, copilul, își dă cu părerea și ne spune ce își dorește, după care noi, părinții, decidem dacă putem, dacă ni se pare rezonabil sau nu. Dar e tot timpul o negociere. Deci luăm în calcul, în decizia noastră finală, dacă se culcă la 10 sau nu, luăm și putem să spunem, ok, hai să încercăm o săptămână sau două săptămâni sau cât ți se pare rezonabil, hai să vedem, să încercăm cum spui tu și vedem dacă merge. Da. Așa am făcut cu telefonul și cu temele. Eu știam că nu o să meargă dacă copilul are telefonul și trebuie să-și facă temele. Cum bipăie telefonul, o să fie distrat. O să fie distrat. Și am zis, hai să facem ca tine. Hai să încercăm. Încercăm o săptămână, dacă merge păstrăm, dacă nu merge nu păstrăm. Și nu a mers. Și nu a mers. Da, aici, bineînțeles, intervine o altă discuție, dar cum poți cuantifica faptul că a mers sau n-a mers? E aici o altă negociere. Da. Să intru în discuțiile alea. Aș vrea să mai vorbim despre un aspect și apoi să încheiem. Și cu siguranță ne vom mai întâlni și altă dată la alte discuții. Spuneai că cel de-al cincilea instrument foarte important este și grija față, părintele, grija față de el însuși. Da. E important, așa cum am discutat și la ascultare, pentru a putea fi alături de copil, să ai tu pe cineva care să zicem că e acolo pentru tine. Necondiționat. Da. Ce înseamnă? Cum am manifestat această grijă față de noi înșine? Pe de o parte, am face aceste parteneriate de ascultare, deci ne-am asculta unul pe celălalt. Ce am observat eu este că noi, în viața noastră, ne înconjurăm cu tot felul de persoane. Persoane care ne amintesc nouă de felul în care s-au purtat persoanele noastre de atașament în copilăria mică. Mama, tata, bunica, învățătoarea și așa mai departe. Persoanele cu care am avut o legătură foarte strânsă. Interacțiune strânsă. Da. Și atunci am observat că prietenii, parteneri de cuplu, și nu am observat eu, am observat după ce mi-am analizat viața, dar sunt foarte mulți teoreticieni, foarte mulți psihologi care spun lucrul ăsta. Și ce am observat este că în urma parteneriatelor de ascultare, noi ne facem curățenie în viață. Deci important este să ne îngrijim puțin, să avem grijă de cine ne este alături, cine ne este alături, să ne înconjurăm de persoane. Curat. E important. Care se bucură de noi. Da, e important să facem, să ne înconjurăm de persoane care se bucură de noi. Cred că asta e cel mai important lucru. Adică și noi la rândul nostru să ne simțim în mediul nostru apreciați, iubiți, ca să putem să oferim asta copiilor noștri. Și te referi probabil și la job, și la mediul social.
și, mă rog, în familie este mai greu, dar da. Adică poți, dacă este o mătușă de nu știu unde, care de fiecare dată la masa de Crăciun te face să te simți, nu știu, vinovată pentru cine știe ce lucruri da. Din copilărie, să mai rărești da. Întâlnirile cu acea mătușă. Exact, exact. Trebuie să avem grijă să ne înconjurăm doar cu persoane care se bucură de noi și care nu ne fac, care nu au intenția, chiar și inconștientă, de a ne... de a ne face submisiv. Da. Nu știu, nu vine în română cuvântul. Am înțeles. Da. Îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc, Bianca. Mă bucur că ne-am întâlnit. Îți mulțumesc că mi-ai spus atâtea lucruri atât de importante pentru o mamă. Și cu siguranță, cu siguranță vom face și partea a doua, partea a treia a acestui interviu, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri care trebuie menționate și care trebuie învățate de noi părinții pentru a ști să ne purtăm cu copiii noștri și să înțelegem că suntem părinți buni, că da. Sentimentul ăsta de vinovăție e foarte mare. Roade foarte mult da. Și te face să te simți, nu știu, că ai dat greș în meseria da. Asta și că doar unii dintre noi sunt aleși care pot fi părinți buni. Exact. Da. Da. Îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc, Bianca. O zi tare bună în continuare și ne vedem săptămâna viitoare.